La nieve es blanca, el sol es amarillo, la naranja es naranja, la cereza es roja, el cielo es azul, la hierba es verde, la tierra es marrón, la nube es gris, los neumáticos son negros. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ¿De qué color es la naranja? Naranja. ¿De qué color es la cereza? Amarillo. La naranja es naranja. La cereza es roja. El cielo es azul. La hierba es verde. La tierra es marrón. La nube es gris. Los neumáticos son negros. ¿De qué color es la nieve? Blanca. Repetăm. Luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă, duminică. Bun. Avem nespune poderos. Poate cineva să ni le spună? Paul. Luni, marți, miercuri, vineri, sâmbătă, duminică. Foarte bine. Mergem mai departe, lunile anului. Repetăm. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Medusa. Pez. Spaniolă, una din imaginea de mai jos, se traduce prin cuvântul patata. Care este imaginea corectă? B. Foarte bine, Ștefan. Care din cuvintele următoare denumesc fructe? Mansana. Ce înseamnă mansana? Și sereza? Cireașă. Foarte bine. Mai departe. Suntem acasă. Ne pregătim de cină. Ce obiecte vom folosi pentru a servi masa? Întrebarea următoare. Personajul nostru se pregătește pentru o ocazie specială. Rochie de mireasă, da? Ce insectă simpatică avem în imagine? Marichita. Foarte frumos. Unul din animalele enumerate mai jos este un mare consumator de morcovi. Care este acesta? Conejo. Iepurele, da? Întrebarea următoare. Ce articol de îmbrăcăminte purtat de domnișoara din imagine are culoarea verde? Falda. Fusta este verde, da? Care din cuvintele de mai jos sunt utilizate cel mai des în perioada sărbătorilor de iarnă? Regalos. Care înseamnă ce? Cadouri. Hai să vedem ce am reușit să facem. Felicitări! Toate răspunsurile au fost corecte.